Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor informează că, la data de 11 august 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României numărul 725 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor. Modificările aduse actului normativ fac parte dintr-o serie de intervenții necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creșterii gradului de digitalizare în România. Simplificarea procedurii de înmatriculare constă în posibilitatea înmatriculării unui vehicul nou de către operatorul economic care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi în numele cumpărătorului în baza unui contract de mandat încheiat între aceștia. Eliminarea unor documente pentru următoarele operațiuni: duplicat al certificatului de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului, înmatriculare, transcriere, fișa de înmatriculare. Cererea permiselor pentru furnizarea serviciilor online la operațiunile eliberare, duplicat, certificat de înmatriculare, radiere din oficiu, păstrare, combinație, număr de înmatriculare. Procedura unor activități care nu erau prevăzute în varianta anterioară a acestui ordin: duplicat placă cu număr de înmatriculare, păstrare, combinație, număr de înmatriculare. Instituirea verificării conformității plăcilor cu număr de înmatriculare pentru care deținătorul și-a exprimat opțiunea de păstrare cu standardele în vigoare și calitatea acestora. Stabilirea unei perioade determinate în care poate fi solicitată atribuirea unei combinații păstrate a numărului de înmatriculare un an, precum și posibilitatea prelungirii acestei perioade. Extinderea sferei solicitanților care pot beneficia de autorizații de circulație pentru probe, clarificarea situației categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primarului localității prin armonizarea cu prevederile actului normativ de rang superior, stabilirea unui flux de autorizare provizorie limitată la 5 zile pentru vehiculele care nu prezintă documente de înmatriculare anterioare, în original perioadă ce poate fi prelungită până la 90 de zile numai cu obținerea unei certificări a identității de la autoritatea competentă. Recomandăm solicitanților serviciilor publice să consulte listele documentelor necesare pe operațiuni de înmatriculare, transcriere, radiere, autorizare provizorie, eliberate duplicat, publicate pe site, înainte în prezentarea la sediile acestora în vederea depunerii documentelor.